Să ducă la capăt. Eu spun dacă că... Dacă ești olimpică, dacă era mai dintre așa la test, nu cred că facea ceva. Și eu am luat 9 ca mine. Era 9? Deci înseamnă că exercițiul acesta a vrut să solicite foarte tare și să vadă cam care sunt lucrurile importante. Ce înțelegeți, ce nu înțelegeți, remarcăm. A fost un exercițiu frumos. Da, da, da. Foarte. Mergem mai departe să vedem o alte chestiuni. Mai, nu, nu mai. Da, Darius. Hai, Darius, și cu tine să vedem tema. Da. Am două exerciții, la care A este până la H și celălalt... Darius, da. Uite-te pe cele care nu, ți le, nu le poți face. Uite-te așa. În clipa asta, măi, că la ăsta nu m-aș descurca, la ăsta nu m-aș descurca. Că la cele care le poți face, Darius? Da. Te rog să... Chiar la început spune, uite, aici nu știu ce să fac, nu știu cum să încep pe chestia asta, nu-mi dau seama. Nu, este ușoară. Dar cred că cel mai greu este 63.5 minus paranteză 5 x plus 2 până la 9. Hai, te rog. Egal cu 2. De fapt, nici asta nu e greu. Treci în partea cealaltă. Băi, hotărăște, mă! Cum nu știu? Nu vrei să te hotărăști. Nu, dar nu sunt grele. O stins lumina. Ei, nu-i nimic. S-a aprinde când vine. Da. Am prins aia. Așa, te auzi. Te rog, hai zi, zi ceva, mă. Păi, ce cât ai zis așa are? Fiu bărăiești. Da. Păi, Darius. Zece cu două steluțe ăsta să facem, da? Da, de ușor. De ușor. Da, adică X plus 1. Atât ai, nu? Asta da, și mai este de pe pagina 127, 127, nu știu cât. Nu, cealaltă, din urmă. Mai ai exercițiul numărul 1. Da, ia să vedem imediat că facem pe asta, unul din ăsta de aici. X, X plus 1,19, tu vorbești, da? Egal cu 2,33. Deci, ce spunem? X egal cu cine? X egal cu 2,33 minus 1,19. Da, 1,19. Da. Și o scădere. X egal cu 2,33. Deci sub minus 1,19. 9 din 13, 4. 1 din 2, 1. Am ajuns la virgulă, punem. 1 din 2, 1. Egal cu... Am fost zic cu șeală mecul ăsta, s-a spus singur, nu știu care e și cum. Deci 1,14. Așa. Bun. Deci 1,14 este răspunsul. Nu pare a fi foarte dificile, așa că tu le poți face pe astea. Da. Mie mi-a plăcut exercițiul ăla, varianta care mi-a dat Cristina. De aceea te... La astfel de găsiții te invit să faci. Uite, mai facem pe unul. 63,5. 63,5. Asta minus, e H-ul. Minus în paranteză, X plus 2,9. Este egal cu 29,32. Simplu, trece 63,5 în partea cealaltă. Nu, eu zic că o scădere, ăsta e descăzut, ăsta e scăzător și ăsta e rezultatul. Scăzător înseamnă descăzutul minus ăsta. Păi da, și asta zic. Trecem pe partea cealaltă, minus 29,3. Deci lăsăm pe 63,5 aici și scădem pe ăsta egal tu. Da. Uite mă, 7 minus 3 egal cu 4. Da. Nu înseamnă că 3 e 7 minus 4? Da. 3 eu. Dar pe postul lui 3 e ăsta acum aici. 3 e egal cu 7 minus 4. Da.
E de parcă l-aș fi dus pe trei în partea aceea cu știi tu, cu ai auzit, de semn schimbat. Da. Și pe patru în partea asta cu semn schimbat. De ce l-am dus? L-am izolat în partea cealaltă, că el era cu minus aici, că a zis că în partea cealaltă cu plus. Deci zicem ce? 63,5 minus 29,32 este egal cu x plus 2,9. Deci 63,5 minus 29,32 egal cu asta. 7 minus 3 egal cu 4. De aici 3 egal cu 7 minus 4. Da? 3 egal 7 minus 4. Da. Și uitați-vă că pe rolul lui 7 stă 63,5. Da. Pe locul lui 3 stă x minus 2,9. Și pe locul 4 stă toată chestia asta, da? Da. Și atunci am spus că 63,5 minus 29,32 e egal cu x plus 2,9. Da. Și acum scăderea asta se poate face? Da. Ia să vedem deoparte. Ia faceți-o repede, 63,5 scăzut 29,32. 34,22. 34,22. Nu cred că 22. Păi, păi, a, da, că am înțeles cum pe 0, cu geantra în coloanță. Păi, nu ai importanță. Acum, mă refer. Vine 2 din 10, nu 0, 2 din 10, 8. 3 din 4, 1, nu? 34,18. Deci vine 34,18 egal cu x plus 2,9. Acum, x-ul egal cu ăsta, scăzut ăsta. Da. Deci de aici rezultă că x-ul este egal cu 34,18 minus 2,9, da? Și hai să facem scăderea. 34,18 minus 2,9. Vedem cât facem. 34,11 minus 2,9. Și 1 rămâne, 0 din 1, 9 din 11, 2, ne-am împrumutat aici, 2 din 3, 1 și 3, 31,21 face. El a scris pe 9 ca 8. Deci 31,21. Deci răspunsul corect, x egal cu 31,21. Hai să mai facem încă unul de ăsta. 79,013 minus x plus minus x minus 2,5 egal cu 27,5. Să aflăm pe X. Deci e echivalent cu a spune Ștefan, iar te rog să mă conduci. 79,013. Da. Egal cu X. Nu, minus 27,5. Da. Eu trebuie să fie puțin cu drag, când vrei. Dacă vrei, acum poți să 27,5 este egal cu x minus 2,5. Egal cu x minus 2,5. Da? Am făcut manevra aceea. Da. Ăsta așa, am făcut așa. Facem scăderea asta deoparte. Deci 79,013 scăzut pe cât? 27,5. Da. Neapărat, virgulă sub virgulă. Da, deci, da, foarte important. 51,513. Deci 3 rămâne, 1 rămâne, 5 din 10, 5, 7 din 8, când am împrumutat, 1, 51,513, da. Da? Deci o să spunem echivalent.
cu 51,513 este egal cu x minus 2,5. Și atunci x-ul cu cine este egal? X egal cu 51,513 plus 2,5. Da. E plus 2,5. Dar a fost minus pentru că era cu plus aici. Da. Deci x egal cu 51,513. La revedere. La revedere. Plus 2,5. Adică le așezăm iarăși unele sub altele și le adunăm. Profesor, ușa. Ușa e încuiată, da? Ia să vedem cum, cât am dat acolo. 52,00. Eu zic că dăm vreo 53 sau 54. Da, păi, da, e 53. Cum vine? A, da. Așa e bine, nu? La 10 aia. Așa, 10 aceea și cu 2 și cu 1, 3, deși este, așa cum spuneți, 53 sau 54? Mai credeți o dată. 53. Voi dacă e 54? Noi 54, Da? Deci am reușit să facem și cât a dat? 53? Da. Hai să adun și eu. Mă lăsați pe mine? Da. Nu mă lăsați? Nu. Eu am să adun. 51,513 plus 2,5. Da. Și 3, 1, 5 cu 5, 10, 0 și 1. 1 și cu 1, 2 și cu 2, 4. Păi... Păi 54. Da. 54, 0, 13. Da, 4. 1 l-ați adunat, dar nu l-ați adunat. Deci, 1 și cu 2, 3 și... 52, după aceea 53, 54, 54, 55... Și v-ați oprit la 53, hotărâți, nu mai vreau, nu, e sigur așa. Deci... Pare că acum ziceți 54, nu, pardon, 55. Mai, câte ceasul? Și 26, 26, da? Haideți să încercăm să facem sinteza și să ne amintim. Treceți voi în revistă, m-ar putea să fac sinteza așa, treceți în revistă și spuneți ce lucruri frumoase am făcut astăzi. Mai întâi cu Ștefania. Fracții. Ce am făcut? Începe să vorbești ca să-mi aduc și eu aminte să vedem ce punct am. Păi, am făcut probleme cu fracții. 6/7. A, fracția unui număr. Da. Am aflat fracția unui număr. Să dădeam un număr și am aflat fracția sa, da? Da, după împărțirea, deci, într-un cuvânt, fracții, operații cu fracții, da? Da. Care e exercițiul acela al tău cu... Nu, al lui Cristina. Dar acolo au fost lucruri faine de tot. Da. Ce să spunem? Hai să spunem așa, că am avut... fracții... Numere raționale, numere raționale, fracționale și decimale. Da. Și trecerea dintr-o formă în alta, nu? Apoi periodice simple, periodice mixte, trecerea în fracții ordinare. Deci am avut treabă de fapt. Hai după fracțiile periodice, ce urmează? Găsim, mai lucruri la matematică, adică diverse chestii. Deci atunci nu mai este după fracțiile periodice? După fracții periodice... Nu mai sunt. Păi cum să nu avem? Nu mă refer, nu mai sunt alte. O să încercați să faceți operațiile acestea
trecerea dintr-o formă în alta cu expresie când sunt amestecate, cum vă descurcați, o să fie interesant de continuare. Da. Așa. Și dacă nu terminăm, de exemplu, fracțiile acestea în clasa 5-a, ce se întâmplă? Păi, trebuie să terminească la clasa 6-a să fac alte lucruri. Păi știu. Dar dacă nu le terminăm, zici... Da, tu vrei să scrii și eu sinteza ori? Bine, tu lasă-mă. Sinteza... Zilei. Ori. Zilei la noi. Da, sinteza ori. Fracții. Sub formă. 1. Zecimală. Și 2, ordinată, da? La aici fracții sunt formă decimale periodică simplă și mixtă. Da? Periodică simplă și mixtă. Fracții sunt formă decimală, ordinală, la cele decimale periodică, simplă și periodică mixtă. 2. Trecerea dintr-o formă în alta. Dintr-o formă în alta, adică la fracții decimale periodice simple sau mixte, la fracții ordinare, nu? De la o formă la alta. Așa. Și 3. Am făcut exerciții, nu? Cu fracții. Nu, operații cu fracții. Am făcut operații cu fracții. Și decimale și ordinale. Operații cu fracții decimale și ordinale. Și a mai fost așa de găsiți foarte frumos. Foarte lung. 4, al lui Cristina, da? Da. Când am lucrat să fie număr natural. Deci, când o fracție este număr natural. Și pe dacă necunoscuta e la numărător, atunci ea trebuie să iei multiplu de numitor, ca să împarte exact. Dacă necunoscuta e jos, atunci numitorul trebuie să fie divizor al numărătorului. Așa, deci sunt două probleme, da? Da. Două chestiuni. Da. Deci poate să se întâmple unul. De tipul 3x plus 7 supra 5 să fie numai natural. Atunci dacă și mai dacă, ăsta este multiplul de 5. Dacă și mai dacă 3x plus 7 să aparține multiplilor lui 5. Iar 2, când e necunoscut a jos, când e 5 supra 3x plus 7 să fie număr natural, atunci ăsta trebuie să fie divizorul lui 5. Deci aici trebuie să întâmple 3x plus 7 să aparțină divizorilor lui 5. Mulțime divizorilor lui 5. Deci ține în minte asta. Da. Când sus e constanta și jos necunoscută într-o expresie, ăsta de jos trebuie să fie divizorul celui de sus. Iar când se întâmplă invers, cel de sus multiplu de ăsta de jos. Ca ăsta se împarte exact. Atunci e numărul acolo. Așadar, le-am uitat să le spunem prietenilor noștri ce să facă. Un like și share. Și au fost atâtea momente. Da, Doamne, Doamne, câte momente frumoase. Multe. Foarte multe. Și nu așa... uitați, like și share, obligatoriu, subscribe. Așa, noi suntem cu ochii pe voi și vă mulțumim că ne-ați urmărit și să nu uite repede like și share. La revedere! La revedere, dragilor, și ne întâlnim!
Mâine. Mâine, mâine, sigur.